Ce este cardul de credit? Pe cardul de credit e prietenul ăla care atunci când ieși în oraș îți împrumută 20 de lei pentru că ți-ai uitat portofelul la casă. Haide să vedem ce vreau să zic cu asta. Cred că majoritatea dintre noi avem un card de credit sau cel puțin am auzit de cardurile de credit. Nu contează din ce motiv ați făcut un card de credit, până la urmă poate ați făcut că plecați în afară și aveați nevoie să închiriați o mașină. Sau v-ați făcut pentru că voiați să vă luați noul telefon care a apărut pe piață și în realitate nu vă permite să dați deodată atât de mulți bani. Sau pentru că v-a sunat tanti de la bancă și v-a zis: am o ofertă super tare pentru tine, ai 5 minute să-ți vorbesc? Și stă și te îndrugă acolo 5-10-20 de minute și până la urmă te convinge și îți faci un card de credit. Indiferent care e motivul pentru care ți-ai făcut acel card de credit, trebuie să știi anumite lucruri înainte să-l folosești sau dacă îl folosești deja de ceva timp, trebuie să ai în vedere lucrurile astea pe viitor. Primul lucru pe care vreau să-l punctez este că, în realitate, cardul de credit ce e? E doar un împrumut pe care îl iei de la bancă. Dacă tu nu ai văzut până acum cardul de credit ca pe un împrumut, foarte rău, el asta e. Sunt niște bani pe care banca ți dă prin intermediul acestui card, ți pune la dispoziție ca tu să-i folosești când vrei. Ai o limită, practic. E, acea limită este împrumutul tău. Numai că tu nu-l plătești în fiecare lună cum ești obișnuit la un împrumut normal. Tu cumperi un bun, banca ți-l plătește și după aia tu trebuie să rambursezi banii ăia într-un anumit număr de rate. În funcție de cât îți oferă banca, poate ai un minim de rate pe care poți să-l folosești așa cum au unele bănci sau poate n-ai nici măcar o rată disponibilă. Și trebuie să plătești următoarea lună toată suma. De ce zic că sunt împrumuturi? Păi hai să ne uităm fix la denumirea acestuia. Card de credit. Credit, nu debit, card de credit. Adică ai o sumă, cum este un credit de nevoi personale sau un credit pentru un apartament sau așa mai departe. Ai o sumă pusă la dispoziție, ție împrumutată. Dar ce diferențiază cardurile de credit de împrumuturi? Păi în primul rând, cum am zis, nu trebuie să folosești suma aia fixă atunci și nu trebuie să începi să rambursezi bani decât după ce ai folosit, după ce ai cumpărat un bun cu ea și de multe ori acestea nu au dobândă. Însă, dacă tu nu plătești, vei avea dobândă. Asta este al doilea punct despre care voiam să vorbim. Cardurile de credit care nu au dobândă, în realitate au, dar tu ca să nu ajungi în punctul ăla în care ai dobândă, trebuie să le rambursezi mereu și subliniez acest cuvânt mereu la timp, pentru că dacă tu nu rambursezi la timp, ghicești ce? Dobânzile sunt de regulă între 15 și 30%, foarte, foarte mari. Pe dacă tu ai o rată de 2000 de lei și ai 30%, păi sunt 600 de lei aproximativ pe care tu trebuie să-i dai înapoi dobândă, pe lângă faptul că ai rata 2000, ceea ce este foarte mult, așa că aveți grijă, cardurile de credit au dobândă. Dacă vedeți că scrie acolo card de credit sau cumperi fără dobândă, păi da, e fără dobândă dacă tu respecti anumite reguli, plătești la timp și vă gândiți că, păi dacă toată lumea respectă și plătește la timp, care e faza? De ce sunt cardurile astea de credit? De ce să avem beneficiul ăsta de a nu avea dobândă atâta timp cât suntem cerebrali? Păi simplu, stimulează consumul. Cum am zis, dacă tu vrei să-ți cumperi un obiect bun pe care nu ți-l permiți în realitate, vrei, nu știu, ai 4.000 de lei salariu și vrei să-ți iei ultimul telefon apărut care e 6-7.000 de lei, păi și înseamnă să-ți dai un salariu jumate și să nu mănânci nimic în luna aia, să nu plătești nimic, să practic să nu existe în luna aia, de fapt într-o lună jumate. Ăsta e scopul unui card de credit, să stimuleze ca oricine sau cât mai mulți oameni să-și cumpere lucruri pe care în realitate nu și le-ar permite în mod normal sau ar trebui să facă un împrumut de nevoi personale. Și pentru că lumea poate nu ar fi atât de încântată să se ducă la bancă și să ia 7.000 de lei ca să-și ia un telefon, păi uite, avem cardul ăsta de credit și du-te și fă ce vrei cu el, dar tu doar să ne plătești rata, da? Dacă nu plătești, nu-i nimic, ne mai dai tu acolo niște bănuți în plus. Ăsta e scopul, să promoveze consumerismul, să ne cumpărăm cât mai multe pentru că, ghiciți ce, acum ne permitem. Dacă nu vă plătiți la timp, oarecum ajungeți pe o listă a băncii, a băncilor în general, lista rău platnicilor, adică dacă vreți pe viitor să vă faceți un alt card de credit sau să vă luați un împrumut sau și așa mai departe, veți apărea acolo cu o mică alertă care zice, păi bă, ăsta nu și-a plătit rata la timp. Adică sunteți pasibili să nu vă plătiți creditul pe care vreți să-l luați. Și ce face banca în cazul ăsta? Păi vă bagă o dobândă mai mare. Așa că fiți atenți, dacă vă înhămați la ceva, plătiți la timp, că altfel veți avea de suferit practic pe două fronturi. Odată că aveți o dobândă uriașă și în al doilea rând vă cam ratați șansa să luați un credit pe viitor
cu o dobândă mai bună. Următorul lucru pe care trebuie să știți, de fapt, e un sfat. Dacă aveți, nu știu, o limită de 10.000 de lei sau de 20.000 de lei, că până la urmă limita este setată în funcție de salariul net al fiecăruia, nu vă apucați să-l goliți cu prima ocazie sau nu încercați să-l goliți că doar pentru că puteți. Să vă luați, nu știu, 20 de lucruri, vă luați și telefon, vă luați și cameră foto, vă luați și laptop, vă luați și habar n-am, nu știu, vă luați ce vreți voi, ca să-l goliți, pentru că, ghiciți, după aia trebuie să plătiți înapoi banii ăia. You serious? Și ok, poate ați luat telefonul pe 24 de rate sau am văzut, cred că sunt și pe 36 sau 48 de rate. Păi 48 de rate sunt 4 ani. Ce faceți? Vă faceți un leasing la telefon? Nu faceți chestia asta, nu vă înhămați la fel și fel de sume pe care să le plătiți lunar pe o perioadă foarte lungă. Și asta înseamnă să nu-l goliți, pentru că mai sunt și oameni care n-au un card de credit. Au 2, au 3, au 4, câte bani sunt, toate oferă cardul de credit. Deci dacă voi vă apucați, nu știu, aveți o limită, aveți câte 10.000 pe fiecare card. Și dacă aveți 10.000, înseamnă că câștigați, cred că în jur de 3.000, 3.000 și ceva de lei net. Și dacă aveți 3.000 și ceva de lei net și aveți 4 carduri și vă goliți, adică practic cumpărați chestii de 40.000 de lei, păi puteți să aveți și pe 4 ani. Gândiți-vă că aveți de dat 10.000 de lei pe an. Înseamnă că aveți de dat undeva la 800 de lei pe lună, nu știu, făcut un calcul așa în mare. Vreți să dați 4 ani 800 de lei pe lună, adică să vă dați timp de 4 ani un sfert din salariu pe niște bunuri care clar după acei 4 ani nu vor mai valora mare lucru, adică să fim serios, un telefon poate îl schimbi și la 2 ani pentru că nu mai sunt ce au fost. Nu e că ți iei Nokia 1100, dai cu el de pământ și s-a spart asfaltul. Nu, îți iei un telefon, ți-a căzut din mână, păi ăla e. Și pe lângă faptul că vă hămați la niște sume pe care, ok, poate le plătiți, nu zic, adică nu vreau să zic că nu sunteți în stare să le plătiți, dar poate ajunge și în punctul ăla, nu știu, într-o lună, se întâmplă ceva, păi vine o pandemie și din păcate îți reduce salariul sau te dă afară pentru că nu au ce să mai facă, nu e vina lor că a venit o situație nasoală care nu le permite să te mai țină și decât să închidă business-ul, optează să dea oamenii afară. Nu e singurul care are credite, nu e singurul care are dificultăți. Așa, în situația asta sunt mulți oameni, așa că nu poate să decidă în funcție de asta. Și poate tu vei fi dat afară și ce faci? Ratezi o lună. Păi o lună, cum am zis, poate să însemne 30%. Dacă tu ai, nu știu, 2000 de lei la o rată, pentru că te-ai înhămat ca calicu și ai dat și ți-ai luat chestii și trebuie să dai acei 2000 de lei și nu poți, vei avea poate 30% care înseamnă în jur de, cum am zis, 600 de lei. Păi să dai 2600 pe care oricum nu poți să-i plătești că nu muncești, ci din nou nu e vina ta și vine și a doua rată și poate nici pe aia nu poți să o plătești pentru că încă suntem în pandemie, suntem de nu știu cât timp în pandemie sau nu trebuie să fie pandemie, e criză, s-a întâmplat ceva, nu știu, un alt fenomen, habar n-am sau pur și simplu restructurări și tu ajungi să nu plătești o lună, două, trei, dacă ajungi să nu plătești 6 ani, gândește-te câți bani acumulezi, nu mai bine îți iei tu cât îți permiți. Vrei să-ți iei un telefon și îl pui pe 24 de luni. Păi 7.000 de lei pe 2 ani, adică pe 24 de luni, cred că înseamnă în jur de 300 de lei pe lună. Hai că totuși 300 de lei e o sumă mai acceptabilă. Hai că totuși 30% la 300 de lei e în jur de 100 de lei. Păi parcă nu intri în pământ și nu sap la groapa aia până când ajungi în China, nu? E mai ușor de manevrat dacă se întâmplă ceva rău. Poți să te împrumuți 300 de lei. Dar nu știu dacă e așa ușor să te împrumuți 2600 de lei. Așa că ai grijă, gândește-te bine când cumperi ceva cu un card de credit. Nu te arunca să cumperi cel mai scump lucru sau nu te arunca să cumperi cât mai multe lucruri doar pentru că poți. Pentru că banca îți dă opțiunea sau băncile îți dă opțiunea să cumperi cât de mult poți. Ai o limită mult mai mare decât îți permiți. Și dacă ai 4, ai 4 limite mult mai mari decât îți permiți. Dar nu faci asta, fii cerebral, gândește-te bine ce faci cu banii ăia, pentru că nu sunt banii tăi. Aia sunt bani împrumutați pe care trebuie să-i dai înapoi orice ar fi. Banca nu te iartă. Al cincilea lucru pe care vreau să-l subliniez, tot așa, e un sfat. Nu te apuca să te duci la supermarket să-ți cumperi pâine, lapte și ce mai vrei tu să-ți cumperi cu cardul de credit. Și nu face chestia asta, nu știu, te duci azi de 5 ori la supermarket, dai de 5 ori cu cardul de credit pentru că ai limită suficientă și poți să-ți iei și nu trebuie să folosești din banii tăi. Păi da, nu folosești din banii tăi, folosești din banii băncii pe care în prima scadență va trebui să-i plătești. Pentru că din câte știu, de regulă, nu prea poți să iei 30 de lei și să pui pe 12 rate. Hai să fim serioși. Și se adună 30 de lei, 50 de lei, 80 de lei, 100 de lei. Și dacă faci asta, nu știu, o dată pe zi și
media ție în jur de 50 de lei, păi sunt 1500 de lei pe care trebuie să-i dai ca o rată. Și dacă mai ai și alte sume și, nu știu, mai fac și ele 1000 de lei, păi sunt 2500 de lei. O rată. Ceea ce e foarte, foarte mult. Deci nu faci asta, nu te duci la supermarket și nu da cu cardul așa neștire, că ți-e ușor. I have $30,000 in credit card debt. Nu faci asta. Practic, cardul de credit trebuie să fie pentru cazuri de nu neapărat de urgență, dar pentru situații în care tu chiar nu-ți permiți și nu are rost să-ți impactezi, nu știu, bugetul tău pe luna aia. Sau ok, poate, nu știu, ai 7.000 de lei salariu și vrei să-ți iei ceva de 4.000. Și nu vrei să faci chestia asta pentru că vrei să-ți manageriezi banii mult mai bine. Vrei să și investești în luna aia, vrei să-ți iei și ceva, vrei să faci mai multe lucruri cu ei. Nu vrei doar să iei, să mănânci și să-ți plătești facturile luna aia. Ei, ăla e un mod bun să-l folosești. Practic, ai grijă de cum se învârt banii tăi pe câteva luni. Și ți împarți, nu știu, acei 3.000 de lei în 6 rate. Și știi că timp de 6 luni ai 500 de lei care nu sunt ai tăi. Cum ți-au intrat banii? Cum ți-a intrat salariul? Plătește, nu sta pe gânduri, plătește instant. Așa e cel mai sigur. Al șaselea lucru, și am zis mai devreme, sunt oameni care au multe carduri de credit. Nu au unul, nu au nici două, poate să aibă patru sau cred că și cinci carduri de credit. Șapte copii, am fost șapte copii, șase copii, șapte copii. Și nu înseamnă că trebuie să ai aceeași limită pe ele, nu trebuie să ai 10.000 pe toate sau nu știu cât îți permite banca. Poți să ai 5.000 la unul, 7 la altul, 10 la altul, 3 la altul. Ideea e că ajungi la niște sume în total pe care nu ți le permiți. Orice ai zice, you can afford it. Poți să fii tu cel mai cerebral om, nu ți le permiți dacă te apuci și le golești pe toate. Pentru că, să fim serioși, nu cred că poți să iei absolut orice lucru cu 24 de luni sau 48 de luni. Din nou, idee foarte proastă, nu faci asta. Nu poți să-ți iei, să-ți iei rate pe nu știu cât timp. Poate unele îți permit 3 luni, pentru că sunt sume mai mici. Dar sumele alea mici, dacă le împarți la 3, rămân totuși un pic mari. Adică, nu știu, dacă ții de 1500 de lei și împarți la 3 pentru că nu-ți permite mai mult, pe 500 de lei e destul de mult. Dacă mai ai încă 500 dintr-o parte, încă 300 din altă parte și tot așa, tot așa, ajungi la niște sume colosale, poate. Și de ce să nu vă faceți multe carduri de credit? Pentru că sunt tentante. De-aia, promovează consumerismul, promovează să te duci să-ți cumperi cât mai multe lucruri pe care nu ți le permiți. Sau poate ți le permiți, dar nu ți le permiți toate deodată să ți le iei. Nu face chestia asta, e mult prea tentant. Eu, de exemplu, am un singur card de credit. Mi-ajunge, nici nu-mi trebuie mai mult. Îl folosesc așa din când în când, când vreau să-mi iau ceva și nu vreau să-mi disponibilizez o sumă de bani. Nu contează că e foarte mare sau poate chiar e micuță. Adică am luat și cu chestii de 700 de lei și mi-am împărțit pe 3 rate. Pentru că am zis, de ce să dau 700 de lei odată când pot să dau 3 luni 250? Și nu era că nu-mi permiteam acel lucru. Dar de ce să fac asta? Eu m-am folosit de el într-un mod, zic eu, mai inteligent. Adică m-am asigurat că diferența aia, o lună o să plătesc 250. E, 500 de lei îi reinvestesc în altceva. I-am băgat în bursă și i-am băgat în alte investiții pe care le fac eu. Mi se pare mult mai bine așa, pentru că îmi va produce ceva până la urmă. Puțin, 500 de lei cât să-ți producă până la urmă și 10% pe an, dacă ai, înseamnă 50 de lei pe an, să zicem, și împarți la 12. Produce puțin, da, produce ceva. Și ultimul sfat, ăsta e așa mai mult pentru cazul ăla în care am zis că îți faci un card ca să te duci în afară să-l folosești, că vrei să închiriezi mașină sau vrei să plătești cu el. Faceți-vă mereu card de credit embosat. Dacă nu știți ce înseamnă card de credit embosat, păi înseamnă cu literele și cifrele în relief. Să le vedeți voi, să puneți mâna pe card, să simțiți. Faceți un card de credit embosat pentru că dacă vă duceți să vă închiriați o mașină și dacă poate nu citiți foarte atent termenii și condițiile când vă închiriați mașina, spune clar, trebuie să fie embosat, pentru că altfel nu-l acceptă. Și te duci acolo, și te duci cu cardul tău de credit foarte țanțoș și intri și arăți și zice, păi nu, că ăsta nu e bun. Și zice, pe cum nu e bun? Păi nu e bun. Și ce se întâmplă? Tu n-ai citit termenii și condițiile, au tot dreptul să-ți păstreze banii pe care i-ai plătit deja. E problema ta. Așa că nu face greșeala asta. Fii atent. Cred că nimeni nu citește de regulă termenii și condițiile când cumpără ceva sau și mai ales un software. Dar mai citiți din când în când totuși, că o să vedeți. Nu știu dacă știți că e o poveste interesantă. Acum ceva timp, nu mai țin minte exact ce firmă, a scris în termenii și condițiile lor că dacă cineva va citi până la punctul ăsta, nu știu, era pagina, să zicem, 30, va câștiga 10.000 de dolari. Pentru că ăla era un premiu, să vadă câți oameni citesc termenii și condițiile. Și după un timp, cineva chiar le-a citit și i-a sunat și a luat 10.000 de dolari. Așa că vedeți,
dintr-o situație oarecum amuzantă, puteți să faceți niște bani. Așa că ultim sfat, fiți echilibrați. Mereu când faceți ceva, fiți echilibrați. Lăsați un comentariu cu ce faceți voi cu cardul de credit, cât de credeți că e bine să aveți 1, 2 sau mai multe și cât de des îl folosiți. Dacă v-a plăcut video de astăzi, dacă nu știu, v-am zis ceva care chiar v-a ajutat, dați un like, dați acolo, dați cu cardul de credit în el, se facă un pic albastru, data viitoare va fi ca nou, dați un subscribe și ne vedem în următorul video. Pa!